Manole 1 la 1 cu Paul Copaci, pasează pe culoar pentru Petre, șutul lui Petre și intervenția lui Orlici. Extraordinară execuția lui Petre, era poate fi ocazie destul de mare. Neagul dribează pe Rafael Iuga. Bine, Manole, periculos. Ce execuție cu dribblingul de senzația, cu vingea plasată, excelent. Intervine cu titlul de goal getter al ligii secunde. Să vedem această fază. Scoate. Costin, vine Coșereanu, cel care și prelua bandrola de capitan. Coșereanu în centrare, excelentă parada lui Orlici. Școală cu rezultate foarte frumoase. Atenție la această fază și șutul puternic pe direcția portarului Orlici, care are o nouă ce șut violent, dacă ar fost și bine plasat. Revedem această acțiune excelentă, tot puternic de la distanță, deși mergea și un pas aici în dreapta pe drept. Care i-a aparținut lui Urs. Salonul Georgian Păun dintre care Georgian Păun ocazie pentru farul, minge fața porții, cade balonul pe plas. Până la urmă, cu foarte puține excepții. Pentru Nica, față față cu Iuga, să vedem că se va descurca Nica. Teut așteaptă Gareu. Nica care șutează Nica la colțul scurt. Care chid, vreme mare acolo! În ocazie, în contul celor de la DACU. Deci ai și cumva din greșeală această. Da, e nouă pasă greșită. Ceva lucrat ei, dar foarte multe pase greșite. Oh, aici ce șansă ar fi pentru Costin, dacă ajunge posesia, balonul trece, da, pe lângă Cotică Costin. Pierde acolo timpul Costin, să șutează, respinge balaurul. Asta tot de execuție, Bogdan Rusu. Poșcaș, pe 16 metri, o pasă la întâlnire. Atacat. Riscă Petroescu, centrare Careu, iese destul de rău. Noul stadion care tot primește termenii noi de finalizare. Pe bara a doua iese însă Orlică și reține. Acum o degajare lung. Nu am văzut împreună acea partidă, Ripesia Timișoara a egalat în prelungiri la un meciul s-a încheiat la egalitate. A fost, să spunem, Ursul, pătrunde Ursul, nu înghie, reușește să trimită, va fi unul dintre jucătorii în formația arătene, iarăși centrare. Prima chestie în care și atmosfera la între final de sezon și poate mult se gândesc că Poșcaș, pe 16 metri, o pasă la întâlnire. Șeronica este cel mai înalt de pe teren. Centrare luată către vara.
Costă Richter, iar Mulțescu trebuie să, să gândească evident foarte partitură pentru repriza secundă, dată de... care luat atâtea timp. Atacă Midi aici, Midi iese să poate bine golului. De-a treia luptură de la colț pentru oaspeți. Pentru un tapogenic, sigur. Să spunem și componența celor două echipe în această repriză. Gazdele, aceeași formă. Are a trecut de doi jucători utilizi, dar până la urmă Ople a venit și a luat mingea. Este Orlici, bine, Orlici. Este Orlici sigur pe el. Perfect, Miroslav Orlici, traiectoria balului iese și culege cu multă siguranță această minge din nou. Este un adversar imediat, s-a creat superioritate. Petrolul iese excelent. Mulți, foarte mulți puști, foarte mulți cățuri cruzi în echipa Arabului. Zero, scorul etapei, Petrolul Dacia Unirea Brăila. Cu 3 puncte în care da. Runde în careul lasă însă destul de mult, acolo iată nu atacă nimeni decisiv, șutează la colț. O minge pe poartă, a încercat acest. Rădescu scoate la marginea careului, urmează un șut, scoate excelent Orlici. Din prima, foarte slabă execuția, dar balonul ajunge cu noroc și greșeala lui Orlici. Până la urmă reține portarul Lutei. Ce greșeală a făcut Orlici la șutul lui Carabela. Degajează însă acum foarte repede Orlici pentru fundașul algerian Yanis Roumadi de la farul care... Lui, excelentă fază, Moldoveanu prinde însă Orlici. A dat cu stângul.